Fostul senator liberal de Cluj, Marius Nicoară, ce a migrat între timp la ALDE, a desființat recent anunțata Alianța Vestului, parafată de primarii din Timișoara, Cluj, Napoca, Arad și Oradea, acum câteva zile. Declarațiile sfărăitoare și semnarea de protocoale nu compensează lipsa de cunoaștere a mecanismelor de accesare a fondurilor europene. Oare ce e mai rău? Să fii nepregătit și să nu cunoști regulile europene sau să le cunoști și să duci în eroare întreg electoratul? Cei patru primari, Falcă, Boc, Bolojan și Robu, au făcut un exercițiu de imagine în căutare de noi votanți. Însă, dincolo de declarația populistă, hai să dăm mână cu mână, omit faptul că au o mare problemă, lipsa de specialiști din curtea fiecăruia, a scris senatorul Marius Nicoară pe Facebook. Senatorul a criticat și faptul că anul trecut 3 din cei 4 edili din Alianța Vestului au atras fonduri europene insignifiante. Uitându-ne câte fonduri europene au atras aceste 4 primării anul trecut, vedem că Timișoara și Aradul au avut absorpții aproape de 0,01 milioane de euro, Cluj-Napoca a dat bani înapoi pentru că suma este negativă, minus 0,37 milioane de euro, iar Oradea, singurul oraș care chiar a accesat fonduri, a primit la bugetul local 14,3 milioane de euro. Astfel, o comună cum e Telciu din Bistrița Năsăud, campioana comunelor de anul trecut la sumele primite la buget de la Uniunea Europeană cu 2,15 milioane de euro, poate să bată 3 din cei 4 componențe alianței, a mai afirmat senatorul ALDE. Așa că, stimați edili, lăsați declarațiile politicianiste și rezolvați problemele reale până în 2021, când abia atunci ar putea fi Alianța Vestului eligibilă pentru proiecte europene. Tot ce faceți dumneavoastră este praf în ochii celor care v-au ales. Și-a încheiat Marius Nicoară intervenția pe pagina sa de socializare. Primarii Nicolae Robu, Emil Boc, Gheorghe Falcă și Ilie Bolojan au pus acum o săptămână bazele Alianței Vestului, ce-și propune, printre altele, să acceseze fonduri europene pentru diverse investiții direct de la Uniunea Europeană.